În Japonia, elevii își curăță zilnic băncile și lasă în urma lor săli de clasă curate. Obiceiul acesta datează de secole. Omul se simte mai fericit și mai optimist atunci când poate crea cu propria mână un mediu înconjurător mai prietenos și mai curat. În Japonia există obiceiul cultural și tradițional ca oamenii să facă curățenie. Din această cauză, copiii sunt îndemnați să facă curat în sala de clasă, în sala de sport, contribuind astfel la curățenia școlii lor. Vreau să transmit următorul mesaj pentru copii. Mediul curat îl putem face doar noi înșine. Ghidați de filozofia Kaizen, care înseamnă să schimbi lucrurile în bine, voluntarii s-au alăturat elevilor și au pus mâna pe lopeți, perii și mopuri și au făcut lună instituția de învățământ. Nimeni nu s-a oprit până ce treaba nu a fost terminată. Organizatorii au subliniat că munca nu dezonorează omul. Este un act de ideal, dar și de voință, pe a fi ordonați, pe a face lucrurile să fie frumoase, deci pe satisfacția lucrului bine făcut. În Japonia este o tradiție de zeci de ani în acest fel, în care școlarii își fac și curat, și frumusețează școala, dar mai mult și în internate, ei servesc masa, ei se ocupă de tot ce înseamnă gospodăria, să zicem, necesară unui tânăr în devenire adult. Singurii care nu au luat parte la acțiunea de înfrumusețare au fost elevii de clasa 8-a, care sunt în pragul evaluărilor, și cei de clasa 12-a, care erau la probele de bacalaureat. Restul spun că au lucrat cu plăcere. Am spălat coridorul și sălile din corpul D, împreună cu colegii mei și cu profesorii coordonatori. A fost o activitate foarte interesantă, n-am mai participat până acum. E important să ne responsabilizăm și să fim conștienți că trebuie făcută curățenia și cred că acțiunea este foarte utilă. Am lucrat cam 16 fete și băieții s-au cam jucat, 12 băieți s-au jucat. Deci ați fost mai harnice fetele? Da. Propun tuturor să facă cel puțin o dată pe an o asemenea acțiune de curățenie în școală, în care să aducă împreună părinți, profesori, elevi și tot felul de parteneri din mediul public. Organizatorii spun că lucrurile nu sunt mereu atât de simple. Uneori și părinții sau dascălii se întreabă de ce e nevoie ca tinerii să facă curat în mediul lor înconjurător. Bineînțeles că sunt reticențe, mai ales când vine vorba de a participa la o acțiune mare, o acțiune în afara casei tale, în școală, dar mediul educațional este atât de deschis și atât de amplu angrenat în aceste activități, încât este o modalitate foarte frumoasă de a aduce la oaltă părinți, copii, profesori. Acțiunea continuă la Oradea, unde se va reamenaja un parc cu ajutorul angajaților primăriei și al localnicilor.